Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom vorbi despre transformarea construcțiilor active în construcții pasive. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Prin acest material, veți ajunge să utilizați construcții corecte în diverse situații de comunicare. Să urmărim dialogul. Azi am răspuns la ora de limba română. Felicitări, Maria! Cred că ai luat o notă foarte bună. Cine a fost activ la lecție, Maria sau Andrei? Maria a fost cea activă și profesorul le-a dat o notă foarte bună. Să urmărim dialogul dintre Maria și Andrei. Cum a fost azi la școală, Andrei? Bine, nu am fost ascultat, așa că nu m-au interesat prea mult lecțiile de azi. Cine nu a fost activ la lecție? Maria sau Andrei? Andrei nu a fost activ la lecție, pentru că nu a fost ascultat de profesor. Să observăm împreună cele două enunțuri. Maria a luat o notă foarte bună, Andrei nu a fost ascultat de profesor la lecție. În primul enunț avem un verb care indică faptul că subiectul este activ. El face acțiunea, deci avem o construcție activă. În cel de-al doilea enunț avem o construcție pasivă, deoarece subiectul este pasiv, nu el este cel care face acțiune. Ce observăm dacă transformăm primul enunț într-o construcție pasivă? Maria a luat o notă foarte bună. Și transformarea? Nota foarte bună a fost luată de Maria. Maria, în primul enunț, este subiect. A luat este verbul la diateza activă, și o notă este complement direct. În cel de-al doilea enunț, nota este subiect, a fost luată este verb la diateza pasivă, și de Maria este complement de agent. Observăm că o notă, complementul direct din construcția activă, devine subiect în construcția pasivă, iar subiectul Maria devine complement de agent. Să ne amintim câteva noțiuni. La diateza activă, subiectul gramatical face acțiunea. Ca în exemplu, Maria a luat o notă foarte bună. Iar la diateza pasivă, subiectul gramatical suportă acțiunea făcută de altcineva care nu este subiect. Autorul acțiunii este complementul de agent. Ca în exemplu, nota foarte bună a fost luată de Maria. Așadar, diateza pasivă se construiește cu verbul auxiliar a fi și participiul verbului de conjugat. Ca în exemplu, nota foarte bună a fost luată de Maria, unde observăm că participiul luată se acordă în gen și număr cu subiectul gramatical nota. Să exersăm împreună transformând construcțiile active în construcții pasive. Andrei cumpără cadouri pentru rude. Cadourile pentru rude sunt cumpărate de Andrei. Atenție la timpul verbelor. Profesorul explică lecția. Lecția este explicată de profesor. Spectatorii au aplaudat pe actori. Actorii au fost aplaudați de spectatori. Vă propun să exersați singur sau în perechi. Transformați construcțiile active în construcții pasive după model. Bunica udă florile. Florile sunt udate de bunica. Fratele meu a câștigat premiul întâi. Tatăl colegului meu repară mașina. Ploaia a șters desenele de pe asfalt. Maria îl cheamă pe Andrei. Vă urez succes în transformarea construcțiilor active în construcții pasive.